Am zărit lumină pe pământ și m-am născut să văd ce mai faceți. Sănătoși? Voinici? Cum o mai duceți cu fericirea? Mulțumesc, nu-mi răspundeți. Nu am timp de răspunsuri. Abia dacă am timp să pun întrebări. Dar îmi place aici. E cald, e bine. Și e atâta lumină încât crește iarba. Iar fata aceea se uită la mine cu sufletul. Nu te deranja să mă iubești. O cafea neagră voi servi totuși din mâna ta. Îmi place că tu știi să o faci amară. De Marin Sorescu. De George Mihăiță. Bună ziua și bine ai venit. Sărăt mâna, Iuliana. Mulțumim că ai acceptat să vii în emisiunea noastră. Cu mult drag la tine în emisiune oricând. Mulțumesc. Un actor de teatru, de film și din 2002 directorul teatrului unde a și debutat. Vom povesti. Teatrul de comedie. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Mulțumim și lui Noni Borșan pentru acompaniamentul la pian. Mulțumesc, puștule! În acest fel, Marin Sorescu a pătruns și mai ușor către sufletele noastre. Dar de când înclinația asta către poezie? De pe vremea Cenacului Flacăra, când Adrian Păunescu m-a luat din sală să spun o poezie pe scenă. Actorii de obicei învață poezii. Cei mai mulți învață pentru institut și după aceea neglijează sectorul ăsta, ca să spun așa. Nu, și de atunci am învățat multă poezie, am și trăit din poezie foarte mult timp și încă trăiesc din poezie, pe unde sunt invitat la diverse spectacole. Îți dau un exemplu, există la Craiova Festivalul Marin Sorescu. Și de vreo 4 ani merg în fiecare an împreună cu Caramitru, Ogășanu, Horațiu Mălăele și mulți, mulți alții și recităm. Foarte frumos. Da, și știu Marin Sorescu mult. Eu îți propun să vorbim, să începem depănarea amintirilor cu adolescența. Și cred că bănuiești și de ce, numai dacă pornesc de la citatul Ecaterinei Oproiu, atunci de mult, prima cronică la reconstituirea George Mihăiță. Un tânăr cu adolescența întârziată. Ai văzut că ți-ai amintit? A fost prima mea cronică de film, într-adevăr, și cred că așa am rămas și mă bucur că am rămas așa. O să vorbim despre reconstituirea, rămâneți că o să vedem și o secvență din acest film cotat drept primul film, cel mai bun film românesc. Ce se întâmplă? Noi l-am filmat în 1968. Așa, și acum 3-4 ani, vreo 40 de cronicari, tineri și mai puțin tineri, au alcătuit un clasament al celor mai bune 10 filme românești din toate timpurile, de la noi. Și reconstituirea, într-adevăr, e pe locul întâi. Vom vorbi despre reconstituirea, dar acum îți propuneam să începem cu adolescența, nu întâmplător, pentru că imediat după 90 ai fost tânărul care saluta prin revistele dedicate adolescenților. N-aș putea spune tânărul, aveam vreo 40 de ani, tânăr, încă tânărul. Da. Și am înființat, într-adevăr, revista Salut. Țin minte și acum, Ioan Cristoiu era directorul revistei, sediul era la mine acasă. În vremea aia nu existau atâtea posibilități electronice și aveam în toată sufrageria numai poze. Și stăteam pe covor cu Cristoiu, cu echipa, și așa au apărut primele numere ale revistei Salut, care a avut o viață foarte frumoasă. Țin minte că în emisiunea Televiziunii Române, că am apărut foarte mult aici și trebuie să mulțumesc acum televiziunii, și acum trebuie să mulțumesc televiziunii, cei de la ora 5 a dedicat o întreagă emisiune revistei Salut. Dar a fost după aceea și salutul rebusist și salutul paranormal. Sexualitate, era o revistă pentru adolescenți, mi-a plăcut. Însă se întâmplă un lucru, când ești singur și n-ai pe nimeni în spate, nu reziști, n-ai cum să reziști foarte mult. Eu când auzeam că se scumpește benzina și se scumpea la câteva luni. Și nu s-a schimbat nimic de atunci? Nu s-a schimbat nimic de atunci, nu, dar ziceam se scumpește hârtia, transportul, tot. Și cred că am fost una din puținele publicații care n-a avut în spate un trust mare sau altele. Dar de fiecare dată te-ai întors cu plăcere la viața asta adolescentină. Dar și acum respir. Chiar respir viața asta frumoasă. Dar o respir prin ei. De exemplu, vineri, sâmbătă și duminică are loc a 14-a ediție a Festivalului de Teatru pentru Adolescenți, Jos Pălăria.
Iată, de 14 ani am început o inițiativă festival. A ta, făcută tot la Teatrul de Comedie. Bine, o altă inițiativă cu care mă mândresc e Ziua Adolescenților, care a pornit de la noi, de la mine. A doua duminică din luna mai, deci iată, pe 8 acum, e Ziua Adolescenților, prin lege semnată de Emil Constantinescu când era președinte. Care este amintirea cea mai frumoasă pe care o ai de pe vremea redacției de la tine de acasă a revistei Salut? Sunt multe amintiri, dar dacă m-ai întrebat acum în minte, îmi vine întâlnirea mea cu Michael Jackson. La tine acasă? Nu la mine acasă. Asta era o bombă de presă. Asta era culmea. Nu, dar nu puteai să am încercat să mă apropii, nu puteai de gărzile lui de corp. Și am aflat că merge la domnul Iliescu, președinte pe atunci, prin domnul Mironov, fiica domnului Mironov, lucra la revista Salut. Și așa am aflat. Că peste o oră va fi la Cotroceni. Cine crezi că mi-a fost translator? Domnul Ion Iliescu. Dai seama ce translator am avut. Și era pentru mine, cred că n-am avut emoții, având și revista, respirând prin revistă, ce spuneam mai devreme, n-am avut emoții, m-am văzut pe film ce figură puteam, în loc să stau normal, se mișcau mușchii, nu stăteau deloc. Era totuși un mit Michael Jackson. Iar eu, ca să fac pentru puștime un număr special cu revista Salut, m-am dus direct la el. Bineînțeles că domnul Iliescu a fost drăguț, i-am oferit revista, a început să râdă că văzuse pe copertă el când avea 4 ani. Și m-am bucurat că atunci când a plecat, când urca pe scara avionului, avea sub braț revista Salut. Asta este foarte frumos. Da, uite-te, da. O mulțumire pe care indirect el ți-a acordat-o. Acum, revenind la film, știu că ai fost actorul preferat, aș putea spune, alături de Vladimir Găitan, al lui Sergiu Nicolaescu. Ai făcut foarte multe filme. Am făcut vreo 10 filme cu Sergiu. Îmi pare rău că n-am putut să joc în poker. Sergiu a venit și a văzut poker la mine, la Teatrul de Comedie, cu mine, Găitan și Teodosiu. Și imediat a spus că face film. S-a amânat puțin filmarea și eu bătusem palma cu Silviu Purcărete pentru un rol principal. Și bătând palma, eu neștiind că va începe poker, a început Sergiu, m-a rugat: Sergiu, nu pot. Am bătut palma, am semnat contractul și n-am apucat să joc. S-a supărat Sergiu pe moment, dar fiind un prieten foarte bun, ne-am împăcat. I-a trecut. Dar mă bucur că am reușit un rol important la Purcărete. Foarte frumos. Da, vom vorbi în toamnă, și despre, în toamnă va avea loc despre aceste premiera. Roluri, premiera în toamnă a filmului. Așteptăm să auzim numai lucruri bune despre. Așa, avem și o piesă cu Silviu Purcărete, care urmează să aibă loc premiera. Am dat două spectacole, unul la Sibiu, unul la Sediu, la noi, la o altă sală, sala 9, și unul la Sibiu, dar Purcărete voia a construit piesa, gradene de o parte și de alta și în mijloc scena. Noi avem sală și scenă. Și atunci am găsit la Romexpo, președintele Romexpo a investit și facem o sală de teatru la Romexpo, peste câtva timp este gata. Piesa se cheamă Femeia care și-a pierdut jartierele, cu Horațiu Mălăele, cu mine, Mihaela Teleoacă și Dorina Chiriac. Așteptăm să ne inviți la această piesă, pentru că știi că noi venim cu mult drag de fiecare dată. Sunt dator televiziunii. Dator televiziunii. Foarte frumos. O plăcere să fiu dator. Păi, cum de ce? Eu mă uitam acum vreo 2 ani la Teatrul de Comedie, câte piese am jucat eu în 30 de ani? 27 de piese. Când mă uit la televiziune, am 32 de piese. Deci mai multe piese am făcut la... De asta am spus că veți vedea de ce.